Locul unde nu s-a întâmplat nimic. Sau Târg Moldovenesc din 1890, de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Domnule Laicantacuzin, cafeaua a fost excelent. Dacă poftiți, domnule major, am și un pahar de vin, ceva mai bun decât în localul unde v-ați oprit după vânătoare. Da. Știu că în asemenea împrejurări joacă un rol însemnat atmosfera. Dar eu nu vă pot pune la dispoziție nici ochi vesel de fată, nici lăutari. Cel mult, madama Roza va improviza imediat. Da. În biroul acesta singuratic, unde mi-ați făcut cinstea să pășiți, sunt doar cărți, ecouri și epave ale altei lumi. Ele mai au o singură datorie de împlinit: să divulge lumii și istoriei adevărul. Valeu, mama, valeu, tată, de ce m-am temut, n-am scăpat să știi că prințul ne ține iar conferința lui. Din potrivă, capitane Agapie Cataramă, vă sfătuiesc să gustați vinul și să cercați mușchiul fript. Am să mă silesc și eu să vă țin tovărășie, căci încă n-am mâncat astăseară. Dacă prințul n-a mâncat, atunci sunt la dispoziția domniei sale. Ce zice de mie? Eu aș spune că mai doresc a mânca o friturică. Se poate. Să trecem atunci în sufragerie. Da. Roza, vezi ce le mai trebuie și ce mai este necesar prietenilor mei. Îndată! Mai cu deosebire maiorului Orcan, prințule. Deși mi te adresez cu atâta deferență, află, domnule Cataram, că nu recunosc altă noblețe decât a caracterului și a inteligenței. Strămoșii mei au pierit în negura timpului. Am consimțit să mă înmormântez în această capitală de județ din nordul Moldovei, în locul copilăriei și în casele părintești. Chipurile lor vechi sunt acolo pe perete. Da, le vedem și le admirăm cu respect. Da. Ceea ce mi-am propus. Și iată, domnilor, că nu veți scăpa de obișnuita mea conferință, cum spune capitanul Agapie Cataramă. Ceea ce mi-am propus, deci, este o muncă obscură de observație minuțioasă a unui exemplar de aglomerație urbană care trebuie neapărat fixat într-un manuscris. M-am aprovizionat cu teancuri de voi albe, cu penițe fine și condei îndemânoase. Ce este un asemenea târg moldovenesc? E necesar neapărat să se știe, căci mâini nu va mai fi. În orice caz, nu va mai fi ce este astăzi. Vă întrebați, poate, ce mă reține aici, în acest târg, fără stil, fără plan și fără caracter? În loc să evadez, să mă detașez de aceste locuri, știu că până la ceasul morții le voi privi din față și din profil, le voi lua pulsul și le voi pune diagnoza. Foile albe așteaptă doar să fie scrise. Numai așa târgul copilăriei mele va înfrunta amintirile și uitarea. Târgul unde nu se întâmplă niciodată nimic, unde fatalitatea supune totul sub viscolul cenușiu. Aici sunt excluse dramele, exploziile și neprevăzutele. Na, totuși astăzi s-a petrecut un eveniment. Te gândești la iepurile pe care l-am împușcat? Ei, m-am mărturisit, este întâiul din viața mea. Nu se poate. Ba, se poate, domnule Maior Ortac, se poate, e întâiul. Înțelegeți dumneavoastră că asta e ceva ca o nouă tinereță. Până acum mă îndoiam de mine însumi. Acum nu mă mai îndoiesc. De aceea v-am și rugat să veniți pentru a sărbători o atât de trecătoare victorie. Poate v-am plictisit cu dizertația mea despre târg. Voi conchide că la noi, în acest fin de siecle, trăiește o lume fericită pentru că n-are nicio preocupare. Toți își duc viața cu ușurință și fără aritmetică. Eu singur îmi scornesc tot felul de răutăți. Am făcut greșeala să produc aceleași neliniști și în capul unei biete fete față de care am acum o răspundere. Ființa aceasta cu ochii magnifici e condamnată la ceva mai rău decât moartea. Sunt în ea elementele altei evoluții. Mâine totuși va fi soția unui copist de prefectură.
Ce va face ea într-o asemenea lume? Cum își va echilibra viața când ceea ce-i trebuie ei e dincolo de orizont? Nu cumva e vorba de domnișoara Mazu? E eleva dumneavoastră și a doamnei Aglaia Argentina. Ei bine, da, e vorba de Daria Mazu, capitane. Da. Ce vrei să fac cu asemenea delicată făptură în târgul nostru? Cu dispozițiile fine ce le dovedește pentru muzică și pentru literatură? Nu, o situație fără îndoială tragică. Poate mai bine ar fi rămas în lumea ei. Întreb pe dumneata, ce vrei să facă? Sau poate mai bine ce ar trebui să facă? Păi să nu facă nimic, prințule. Să se mărite. Cum? Ai spus ceva, capitane? Da, am spus, prințule. Și chiar are să se mărite. Și putem vorbi în liniște că domnul Maior Ortac doarme răpus de vin și de emoții. Imposibil. Să nu-mi spui mie fleacuri. Nu spun fleacuri deloc. Eu, știți, aș mai mânca puțină brânză. Da, poftim. Da, așa. Apoi nu spun fleacuri deloc. Eu am aflat vestea de la domnul Maior chiar astăzi. Fericitul câștigător e dumnealui în persoană. Nimic de spus. Fata e cât se poate de bine. Să n-ai nicio grijă, prințule. Are să găsească ce-i trebuie. Roza! Da? Nu mă întorc la dejun. Bine, domnule. Doamna Argintar mi-a trimis o gentilă invitație. Bine. Te așteptam, Lai. Dopadă acest trandafir târziu pe care dăm voie să ți-l trec la putut. Dar ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, doamna Argintar. Se cunoaște probabil că n-am dormit bine. Și din ce pricină, mă rog, nu dorm oamenii bine? Câteodată din pricină că așteaptă în zadar, scumpă doamnă. Scumpul meu domn. N-ai idee ce plăcere îmi produc cuvintele dumitare. Hai să suim un balcon. Da. Ne punem puțin te la adăpost de ochii vecinilor. Dacă veneai cu un sfert de ceas mai devreme, să știi că găseai pe soțul meu. Da? Generalul, da. A plecat? Da. Și ar fi fost bucuros să te vadă. Ca să-ți ceară părerea în privința operației de la picior. Da. Eu am insistat să se ducă neapărat la Viena. Deși nu mă jenează cu nimic, pentru că el îmi este un foarte bun prieten și aș putea accepta chiar că știe de legătura noastră. Totuși, nu mi-ar displace să rămânem în toamna asta singuri, noi doi, o lună de zile. Da, aș fi încântat, frumoasă doamnă, deși... Ar trebui să fiu sincer. Spune-mi imediat, te rog. Ca întotdeauna, nu va fi ceva plăcut. De aceea mi s-a bătut ploapa stângă în dimineața asta. Trebuie să fiu sincer și să-ți comunic un lucru dezagreabil. Așa cum o fac adesea față de mine însumi. Hai, spune. Nu e ușor de spus. Vezi, frumoasă doamnă, ne-am cunoscut sub un cer fericit. Capri. Apoi altă vacanță singur la Veneția, Pompei. În acele decoruri clasice, strângerile de mână sunt altceva și vorbele au altă rezonanță. Sentimentul se amplifică brusc, hrănit de seva amintirii altora. Acolo, scumpa mea Mona Lisa, simțești în tine toată poezia de dragoste a veacurilor, pe când aici... Aici, unde joacă pulberile și nesiguranțele, iubirea se restrânge în sine și se dezbracă de toate. Un târg în care, iartă-mă că repet live motivul meu comic, un târg în care nu se întâmplă niciodată nimic. Știu, dar în definitiv, o iubire nu trebuie decât să se restrângă în sine, așa cum spuneai.
Pe dumneata te jignește atmosfera aceasta de provincie plată. Toți ochii te pândesc și te împung. Toată lumea crede a ști că la cutare ceas o doamnă s-a aflat în odaia domnului Cantacuzin. Da, da. O odaie care are două mari ferestre la stradă. Și cu toate acestea, domnule Lai, eu îmi păstrez toate amintirile acelor ceasuri delicioase. Toate. Și când m-am substituit destinului și am făcut lui Argintar surpriza galonului de general și comanda unui regiment în Moldova de Nord, să știi că am lucrat cu minte. Am simțit că trebuie să-mi apăr acest ultim bun. Ai făcut bine, frumoasă doamnă. Eu nu știu, ești sincer în această apreciere? Foarte sincer, foarte sincer. Atunci nu-i nevoie să-ți cer declarația de rigoare? Nu-i nevoie. Cu toate acestea, ți-o cer. Scumpă Mona Lisa, te iubesc. Ascultă, Lai. Eu n-am nevoie de decoruri clasice și de fraze romantice din cărți. Și știi foarte bine că intimitatea noastră nu se isprăvește neapărat așa cum își imaginează târgoveții scandalizați. Eu pot să stau și corect îmbrăcată lângă bărbatul pe care îl iubesc. Afecțiunea mea e mai profundă și mai complexă decât își închipuie chiar el. Da, e, că fac într-una prostii. Asta este mai mult din pricina ta. Mă îndoiesc într-o câteva... Nu se știe că e din pricina ta. E nevoia de a te păstra. Asta e viclenia femeii. Poate de la tine la mine nu este de fapt altă legătură decât asta. Dar mie mi-e drag tot ce este naiv și copilăresc în tine. Mi-s dragi ochii tăi de o mare agerime care caută mai mult înăuntru, călăuziți de altceva decât de contingențele brutale ale vieții. Eu apreciez și plăcerile tale cele mai evidente, care sunt meditația și lenea sau melancolia. Le-ai plătit greu, cu risipa totală a unei mari averi. Da, da, ești neprevăzut și ca un copil de bun. Dar în același timp tu ești de un egoism nemaipomenit. Eu? Egoist? Asta n-am știut. Păi sigur că n-ai știut-o și n-ai să știi niciodată, dar tu ești un mare egoist. Eu? Da, nu mai protesta. Eu nu-ți adresez niciun reproș. Dacă nu te-ai simțit bine, dacă erai plictisit aseară, atunci de ce n-ai venit până aici? Am avut musafir pe tovarășii mei de vânătoare. Da. Pe maiorul Ortac și pe capitanul Cataramă. Știi, ieri după amiază am împușcat un iepure. Bine, dar după ce ți-au plecat musafirii, tu trebuia să faci o plimbare. Au plecat târziu. Bine. Pe lângă iepure am adus și doi sitari. Și totuși ar fi trebuit să vii să mă vezi. Ai avut, pe cât înțeleg ieri, numai motive de bucurie. Și totuși când ai sosit, tu păreai contrariat. De aceea te-am întrebat ce se întâmplă. Et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours. Ne-am adus aminte de atâtea și de atâtea lucruri trăite împreună și m-am întors spre acest colț nevretnic în care suntem osândiți asta. Da, nu te supăra. Suntem ca Iov. Am fost bogați? Trebuie să-i spășim. Nu râde, nu râde, draga mea. Nu râd, nu. Cunosc resentimentul pe care l-ai față de această biată așezare. Geografia ta, cum o numești. Ai chiar intenția să scrii o epopee a mizeriei, dacă nu mă înșel. Un studiu de sociologie, ceea ce este același lucru. În orice caz, un lucru îngrozitor. Unele din ceasurile pe care le pierzi cu așa ceva, mi le-ai da mai bine mie. În definitiv, ți le dai tot ție. Suntem doi naufragiați în această geografie. Suntem singuri. Dar aș vrea să rămân alături de tine până la sfârșit. Ce se întâmplă? Peste 3 luni împlinesc 49 de ani. Domnule Lai, ești cochet. Vrei să-ți fac un compliment? Ei bine, n-am să ți-l fac. Într-adevăr, să știi că astăzi ești mai puțin tânăr decât alaltă. Pe îndoială, ce mai pot să inventez? Că am văzut nu numai târgul și am simțit mireasma, dar că m-am întâlnit și cu domnul Vasile Mazu. Bine, asta se poate. Dar unde se ducea domnul ajutor de primar? Să-și ia birul în natură de la brutari și casapi, ori să-și facă socotel cu dobânzi cu tovarășii lui?
Îl ocolesc și eu, ca pe un păianjen. Da, da, chiar seamănă cu bestia asta. Înalt, subțire, uscat. Se agită, atent, repede, brutal. Poate se ducea unde spui. Dar acum, are în vedere alta afacere. Ei, na, sunt curioasă, vreau să aflu. A găsit un bărbat pentru fată. Ah, și ți-a spus ea? Nu, am aflat de la unul din vânătorii mei. Dar când? Probabil nu înainte de a împușca iepurele. Nu, nu, aseară. Da, și cum se numește mirele? Ar fi vorba de maiorul Ortac. Extraordinar. Dar cum e posibil asta? Ortac e un om aproape bătrân. Sigur, fata, n-am plinit nici 20 de ani. O, domnule Lai, dar observ că ești prea amănunțit informat. Și ce ai spus când ai aflat această veste? Am spus mare lucru, am fost întrucâtva contrariat. De 3 ani aș putea spune că domnișoara Mazu este eleva noastră. A fost zilnic aici, ai protejat-o, ai instruit-o. Da. Ai pus în valoare toate calitățile ei de suflet și de inteligență. Ieri era o biată fată fără orizont. Acum piatra prețioasă e șlefuită. Însă o vinde Mazul lui Ortac. Am impresia că am făcut o faptă rea. Stai că nu înțeleg. Nu te am greșit. Am făcut o faptă rea. Deșifrează muzica la pianul dumitale. Cărțile pe care le citești dumneata au trecut și prin mâna ei. Am scos-o și am depărtat-o de mlaștină. Acum alții o împing în dărăt. Domnule Lai, stai, nu pune atâta pasiune într-o chestie care nu te interesează, nu te interesează direct. Ori te interesează? Mă interesează, întrucât am o răspundere. Da, dar n-ar fi mai bine să aflăm mai întâi părerea domnișoarei Mazu. Ea poate se simte bine și în acest caz va asculta cu mirare tirada dumitale. Regimul la care am supus-o te încredințez eu că nu-i strică. O plasează ceva mai sus, de unde poate vedea mai bine viața. Dar ea nu este numai o milostenie a plictisului meu, cum ți-a plăcut odată să rostești o diagnoză. La opera de binefacere ai contribuit și dumneata. Da, da. Îndată ce vine fata, o întreb și lucrurile se lămuresc imediat. Vei vedea că este departe de a ilustra tragedia ce-ai compus. De asta vei înfățișarea asta curioasă? Vrei să zic că asta a fost? Da. Și nimic altceva? Nimic altceva. Și pentru asemenea lucru mic n-ai dormit dumneata? Da? Pentru asta n-ai dormit, domnule Lai, o noapte mare? Mai întâi, draga mea, lucrul nu e așa de mic. E vorba de viața unei ființe omenești cu care ne-am jucat, dezrădăcinând-o și dezechilibrând-o. În al doilea rând... am dormit, însă nu de ajuns. Dar eu, după câte mi-ai mărturisit, ai simțit lipsa mea? Desigur. E, da, am dreptul să nu te cred. Ai dreptul, Mona Lisa. Deci e adevărat că nu mă mai iubești? Nu e adevărat deloc, scumpa mea. Ba, e adevărat? Nici prin gând să-ți trebuie. Nu, e adevărat? Îi protestez. Ai avut de atâtea ori dovezi că n-ai de-a face cu un om de rând. De nu-ți mai pipăi cravata și nu e nevoie să-ți închei un bum de la Pardesiu. Să zicem că... în amor, cuvântul unui gentilom n-are nicio valoare, ca și al unui sclav. Dar atâția ani de prietenie nu-ți spun nimic. Legătura noastră s-a întemeiat mai ales pe sentimentul prieteniei și nu înțeleg să o tratez ca pe un raport de o clipă. Mi-ai făcut și altă dată aceleași scene pentru femei care mereau perfect diferente. Acum procedez la fel. De la mine la copilul aceea nu poate fi altceva decât milă și compasiune. Altceva e absolut imposibil. Dar de ce absolut imposibil? Absolut imposibil pentru o mie de motive. Dar eu vreau să cunosc unul. Am unul care valorează cât o mie. Iubesc pe altcineva. Aha. Și pe urmă, e mult mai tânăr decât mine. Ah, nu, acesta nu e un motiv. Ba, e un motiv serios. Vine să o cozi dumneata serios. Aprecierea de vârstă trebuie să o facă domnișoara. Așa e că n-ai ce-mi răspunde? De ce te plimbi într-una? De ce nu-mi răspunzi? Mă opresc, dar nu-ți răspund. Aștept să te liniștești și să devii cu minte. Înțelege că tot ce faci acum mă agasează și mă jignește. Mă jignește. Da. Domnișoara Mazu este o ființă absolut nevinovată și vrednică de compătimire. După ce i-ai arătat atâta dragoste și ai fost călăuză, după ce ai făcut-o să fie altceva decât semenele ei din acest mizerabil oraș de provincie, după orele de pian și de franceză, acum, scumpa mea doamnă, o lepezi de la tine, îi devii dușmană și o lași să se scufunde. Nici o mână de ajutor, nici un sfat, nici o mângâiere. Nu ești... foarte fin, domnule Lai. Află că pe Duduia am s-o primesc foarte bine.
Și am să o sfătuiesc să se mărite. Bineînțeles, dacă dumnea ei e bucuroasă de asta. Eu sunt furioasă pentru că ai avut o noapte agitată, atât. Dragă prietena, te înțeleg din ce în ce mai puțin. Întâi aveai aerul că bănești pe fată, acum îmi atribui mie intenții pe care nu le-am avut niciodată. Sunt un om onest și dăm voie să am conștiință și scrupul. În târgul acesta în care, spun din nou, nu se petrece și nu se va petrece nimic, trebuie să apară o manifestare de viață adevărată, măcar sub acest aspect. Cum e posibil ca o femeie ca dumneata să nu se înalțe cât de puțin deasupra intereselor și pasiunilor? Pentru că nu am nevoie să mă înalț! Pentru că eu vreau să rămân aici unde sunt, adică lângă tine! Da, însă eu vreau să mă înalț! Să faci bine și să stai aici lângă mine, răutăciosule! Cu femeile pe care le iubești, nu-i nimic de făcut. Ba da! Ba da, ba da! Da, da, da! Da, da! Da. Ei, atunci... Atunci, scumpă doamnă, te aștept ca întotdeauna spre sară. Salut, doctore! Bine ai venit, prințe! Mă închin cu plecăciune și cu toată cinstea! Intră, intră în cerdac și ocupă loc pe scaunul dumitale obișnuit! Răcoarea serii se lasă simțită! Salut mâna, doamnă Barboni! Ieri n-ai fost pe la noi, prințele! Scumpă doamnă, ieri a fost zi de vânătoare, de aceea n-am avut plăcerea să vă văd. Plăcerea e pentru noi, prințule! Am auzit că te-ai întors cu mare izbândă! În acest târg, doamnă, nu se poate ascunde nimic. Succesele nici nu trebuie ascunse! Am aflat de la fata lui Mazu. Copila asta are pentru dumneata o mare admirație. Am avut onoarea să o întâlnesc pe domnișoara Mazu când mă întorceam de la vânătoare. Așa. Purta cu distincție o rochiță cenușie și pălărioara era punctată cu puțin roși. Se plimba cu prietena ei, domnișoara Eva, în preajma grădinii publice. N-a vrut cu niciun chip să se uite la iepurile pe care îl ținea în brațe Costache. I l-am arătat eu atunci. A avut o exclamație de milă pentru biata sălbăticiune ucisă. Eleva dumitale, prințule, s-ar cuveni să ai mai multă grijă de viitorul ei. Cum? Ți-a vorbit și despre asta? Mi-a vorbit de toate, sărăcuța. În dimineața asta chiar, maiorul Ortac s-a prezentat la Vasilică Mazu. N-a ținut să vadă pe fată. Avea o afacere urgentă cu Mazu. Ca femeie ce se află, Daria izbuti să asculte la o ușă, pe când la cealaltă asculta mama ei vitregă, Amalia. Cei doi bărbați n-au vorbit decât de casele fetei. Care casele fetei? Casele fete moștenite de la mama ei și de la bătrânul Dumbravă, de la Adâncata. Dumnealor fac o negustorie. Tot nu înțeleg. Bai să înțelegi îndată, prințule. Numai să-mi dai voie să mă răpet până la camară. Văd că rude al meu șade ca pe din. Să aduc rachiul, pastrama și cuvișoare proaspete și te pun la curent cu toate. Dar mă mir că nu știi nimic. E chiar mă mir că nu știi. Înțeleaptă, muiere. Da, da. Înțeleaptă. Pastrama și rachiu o să vă placă mai mult decât povestea. Poftim. Ia, domnule Cantacuzino. Mulțumim. Așa. Așa, hai doctorii, toarnă. Da. Chestia asta lui Mazu e o boală pe care nici neamțul meu cu toată destoinicia lui nu o poate cura risi. E o boală de uscăciune și de zgârcenie, să știți. Toate de la asta se trag. Ascultă, prințule, să-ți spun. Da. Cum a ajuns la vârsta legiuită feciorul lui Gavril Mazu? A părut că se lungește, se subțiază mai mult, cercetând aici colo ca o viperă. Și a făcut socoteala că o căsnicie e o afacere. Deci, și-a semnat într-un carnet ieftin câte fete de maritat sunt în târg. Da, luați, hai, prințule. Mulțumim, doamnă Barboni. Și? A înțeles, deci. Bun folos în cutare loc și s-a înfățișat. A uitat însă două lucruri. Să duc o cutie de bomboane și să inspire simpatie fetii. Așa încât s-a ales cu un rând din călțări rupti. Urând târgul, a făcut atunci o tranzacție cu cucoana Elencu Mălăiescu, vestită starostoaie de atunci. Și și-a găsit îndată mireasă la niște răzăși de la Adâncata.
O fată fără știință de carte și cu puține pretenții, însă frumușică și cu destulă zestre. Asta e mama Dariei. Era într-adevăr ce trebuia lui. O ființă timidă și robace. Soțul și-l socotea stăpân. Bun, rău, frumos, urât, darnic, ori zgârcit. Așa era. Cu dânsul trebuia să-și ducă povara vieții. Ai, sărmana femeie. Refuză pălărie și sindrofi și rămasă închisă în îndărătnicie salbatică îndată ce a putut să-și concentreze toată pasiunea asupra copiilor. Iertă lui Mazu și umilințele, meschinările, infirmitățile, numai să poată rămânea în robia copiilor ei. S-a ofilit astfel și s-a stins de oftigă. Da, biata femeie. După câțiva ani, cu ajutorul cu Coane Elencu, omul și-a agonisit altă soție. Îi aducea și aceasta zestre și l-a împodobit cu două fete. Însă Cocona Male este o ființă de bace, care a pus meșter să facă chei la toate dulapurile secrete al lui Vasilică Mazu. Zestrea și-a pus-o la adăpost. Deci Mazu n-are liniște până ce nu putea să înghită complet clironomia Dariei. După aceea o găsă el mijloace să supuiești pe Cocoana Amalia. Toată chestia cu maiorul Ortac se poate aranja și la cafenea o negustorilor. Ortac ia fata, însă trebuie găsit mijlocul să rămâie lui Mazu casele fetii. Asta e. Fie. Unui asemenea om știu eu ce-i s-ar cuveni. Știu și eu, Rudy. Are să vie și asta când va binevoi cel de sus. Spune repede cât gustăm noi al doilea păhăre. Mulțumesc. E vorba de dipăcia lui Mazu. Va să zică, Vasilică Mazu neguțează casele răzășului de la Adâncata. Fata nu știe ce-i să pregătește decât din ce-a prins stând cu urechea la ușă. Eu socot că la urma urmei, fete ar putea să-i convie orice aranjament, numai să scape de unde se află acum. Bine, dar... Nu protesta, prințule! Dar e o natură mândră, deși sfioasă în același timp. Nu știu dacă ți-a spus vreodată ceva despre umilințele copilăriei când nu era cu putință să poarte o rochiță bună. Da. Un colțun întreg, un pantof. Era o cară altor fetițe din școală. Sufletul era o rană, înțelegi, prințule? Înfricoșată vedenie, Horesco referens, adică pe moldovenește, mi se ridică părul măciucă în vârful capului. Așa e, Rudy! Fata crezut că trebuie să-i fie rușine și de mormântare extrem de economicoasă a mamiei și de bunica de la Dâncata, care umbla boșind ca la țară după sicriu. Și de frate său Emil, care n-a putut isprăvi trei clase primare, cu toșirul de bătăi și asupriri la care l-a supus Mazu. Într-adevăr, a încercat ea odată să-mi vorbească despre asta, dar ce-i cu fratele ei? Nu se știe nimic, prințule. Era un fel de rușine a familiei. Tatăl l-a dat la o meserie. A dispărut. Cum văd, interesul era să dispară, nu pentru că era o rușine, ci pentru că era o cheltuială. Putem presupune că bunul său părinte l-a ucis. Ei, prostii, Rudy! Dragă frosă, nu te pronunța până ce nu pătrunzi înțelesul cel tainic. Din ce am priceput din sfaturile dumneavoastră lungi, fratele fetii se află moștenitor fără voie al uncheșului său. Așa. Epilepsia are nevoie de îngrijiri atente. Dacă Mazul a lăsat pe copil în voia soartei, ca și cum l-a condamnat la moarte. Da. Uite, așa Rudy are dreptate. Eu am totdeauna dreptate. Ți-am spus și despre fată că nu-mi plac agitațiile ei. Umblă într-una de-a frunza frăsindată. Ba, fata e sănătoasă. Dar după ce a înțeles că este cu putință și altfel de viață, urăște locul unde a suferit. Explicația e bună. Nu-i așa, prințule? Îmi dai voie să-ți fac o întrebare? Mă rog. Aș vrea să știu la care ceas de sară, ori mâine sară, te poate cineva găsi singur. Nu înțeleg bine, estimată doamnă. Vrea să te viziteze cineva, prințule, dar trebuie să te găsească singur. Deci să fii bun să ridici matastorul de la biroul dumitale, să vede lumina de aici. Cum observ fereastra luminată, vin la dumneata cu Daria Mazu. Eu socot că iară ați spune ceva ședumii tale. Crezi că e necesar? Cred, prințule, cred. Bună seara, domnișoară Daria. Rog pe profesorul meu să mă ierte că am îndrăznit să-i cer această întâlnire. Draga, mă, dă-mi și umbrela ta. Da. Lasă-mă să-ți îndrept puțin părul. Da, poftim. Domnișoară Daria, te rog să stai. Ești palidă și ai ochii speriați. Îmi faci plăcerea să iei un băgăr de Porto? Pare obosită. Nu, mulțumesc, nu iau nimic. Domnule Cantacuzin,
Îmi dai voie să te socotesc numai profesorul meu? De ce zâmbești? Nu zâmbesc, Dudușdarie, sunt prietenul dumitale. Te rog să nu te superi și să găsești un sfat pentru mine în situația în care mă aflu. Îți dau cu plăcere orice sfat, Duduie. Drăguța mea, eu mă întorc numai decât. Mă duc să pun în rânduială pe omul meu. Bine, bine. Vă conduc, doamnă Barboni. Bine. Domnule Cantacuzin, îmi dau foarte bine seama că nu trebuie în acest moment să-ți mulțumesc prea mult pentru îndemnul ce-i dat Aglaiei ca să facă din mine altceva decât ceea ce erau osândită să rămân. Poate nici doamnei Argintar nu trebuie să-i fiu mai recunoscătoare pentru că m-a inițiat în ceea ce dumneata ai numi decența propriei mele ființi. Aștept, domnișoară. Dar te rog să mă ierți. Voiam să spun că am fost o copilă fără mamă. Nașa mea, cucoana Daria Prăjescu, a murit și ea prea devreme și nu mi-a lăsat decât acest nume, predestinat să nu accepte diminutiv și mângâiere. Duduie, Daria. Salvatoarea mea a fost Aglaie. Ea mi-a fost prietină și mamă. Dar, din păcate, lucrurile acestea poate nu te interesează. Duduie, te ascult. Aș dori numai să-mi explici, dacă socoți necesar, de ce contribuția mea foarte modestă nu se bucură din partea dumitale de apreciere? N-aș putea să-ți explic bine de ce, domnule Cantacuzin. Chiar dacă aș stărui? Se pare că în raporturi ca ale noastre, unul din parteneri are interes, urmărește ceva. Găsești, domnișoară Mazu, că n-am fost dezinteresat? Nu știu. Observația mi se poate aplica și mie. În aceste momente e nevoie să încerc a mă lămuri eu însămi. Aș fi vrut să mă ajuți, dumneata. Aștept, domnule Cantacuzin. Ești atât de departe, închis în preocupări neștiute. Hai să vedem. Ce? Bine. Te rog, domnișoară, vorbește. Să încerc. Aș putea să recapitulez unele lucruri pe care dumneata nu le-ai știut prea bine niciodată. Sunt departe de a mulțumi domnului Mazu pentru iubirea care a arătat-o către mine și către fratele meu. An de zile viața mea a fost umilință și spaimă ca și a mamei. Nu mi-aduc aminte absolut de nicio bucurie. Nu e nevoie să mai explic cu ce lupte am izbutit împreună cu bunicul de la adâncata să-i smulgem strictul necesar ca să pot avea o îmbrăcăminte cuvincioasă. A contribuit la asta, desigur, și rușinea față de dumneavoastră, căci tatăl meu e un om rușinos. Mi-a pus deci la dispoziție parte din drepturile mele ca să nu fie chemat în fața justiției. Jesuit, dumneata, e cu desăvârșire fantastic. Da, da, este întrucâtva, dar doresc să cunoști și regimul la care a fost supus fratele meu, Emil, pentru ca vorbele dumitale să-și aibă, într-adevăr, toată justificarea. Fratele meu a fost un biet bolnav. Asupra atacurilor lui de epilepsie, mă plecam numai eu cu groază și cu dezgust. Cu timpul m-am resemnat și nopți întregi suferința a circulat de la dânsul la mine. Știam că nu e voie să-l vadă vreun doctor. Totuși, l-au cercetat și doctor după ce a început a umbla la școală. Pentru asemenea indiscreție, tata a găsit de cuvință să-l închidă în pivniță și să-i aplice un număr de lovituri cu frânghia udă. Câte nu s-a putut ști. Băiatul nu le-a numărat decât până la un timp. Leșinase de mult, pe când omul pe care îl urăsc îl ținea încă între genunchi și îl bătea cu înverșunare. Ai spus că îl urăsc? Am spus. Îl urăsc. Acea frânghie udă și plină de sânge a servit deseori pentru asemenea pedepse. Am furat-o într-o zi și am aruncat-o într-un anumit loc. Am fost chemată și eu în pifniță ca să răspund cu viața. În locul frânghiei am cunoscut un băț de corn. Am înțeles că era necesar să murim. Însă eu m-am îndărătnicit a trăi și pentru asta nu pot fi niciodată iertată. Iar Emil e iertat și mai puțin pentru că a fugit în lume,
acoperind de rușine un consiliu comunal. Acesta este răcnetul tatălui meu. Rușinea, spune el, se răsfrânge și asupra consiliului comunal. Da. Dar de la această fugă sunt 4 ani. Tatăl meu încă suspină nemângâiat că nu s-a găsit cadavru. Care cadavru? Unde s-a întâmplat asta? Care cadavru? Cadavrul lui Emil. Numai atunci partea de moștenire a copilului este asigurată. Eu înțelesesem altceva. E același lucru, domnule Cantacuzin. În acest caz, moștenitoare ești dumneata? Știu, însă trebuie să mor și eu într-o formă oarecare. A te încredințez că e o dorință fierbinte. Poți fi sigur, domnule Cantacuzin, că nu sunt nebună și, uite, vorbesc liniștit. Venisem aici din dorința de a fi sigură. Dar a ieșit din raza de întuneric a sufletului meu. De aceea, acum câteva clipe, când ți-am cerut un sfat și dumneata nu mi l-ai dat, m-am hotărât să accept mâna domnului Maior Ortac. Da. Nu fac asta cu plăcere, e bine să o știi, însă țin să mă eliberez dintr-o atmosferă pe care nu mai pot suporta. Dumneata, ai făcut totul ca să-mi adâncești suferința. Poate n-ai făcut rău. Totuși, cum am mai spus, nu te aștepta la recunoștință. Totuși, nu e necesar să iei hotărâri iremediabile. Trebuie să ieși din singurătatea îndârjită pe care ai acceptat-o prea ușor. Oricând, o clipă ne poate procura schimbări și surprize. Iremediabil e o vorbă prea tare. Însă eu n-am nimic de schimbat. Dar la casa domnului Mazu nu mă mai întorc. Am rugat pe doamna Barboni să mă ocrotească până voi intra în ceea ce se poate numi căminul meu și al soțului pe care mi-l dă Dumnezeu. Dumneata, crezi că e cu putință să fac altceva? Nu crezi. Prin urmare, voi face ceea ce mi-i scris. După aceea am să aștept să mi se împlinească și celelalte pedepse pentru greșeale de care nu sunt vinovată. Întâi am să aștept să vină Emil. Emil? Da. Am aflat prin prietena mea Eva că unul din voiajorii negustorilor de la noi a văzut în toamna asta în 2 locuri pe fratele meu. Era într-o stare de suferință care la el e obișnuită și într-o mizerie indescriptibilă. L-a văzut întâi la Galați, în port, și n-a cutezat să se apropie de el să-i vorbească. După o lună l-a revăzut în gară la Bacău. Deci se mișcă spre miază noapte. L-am și visat. Palid. Așa cum era când ne-am despărțit. A vrut să mă sărute și m-a respins. Apoi a revenit grabnic și mi-a șoptit că trebuie să plece, dar se va întoarce când va sosi timpul. Care timp? Nu știu. Când va sosi timpul? Acum sunt sigură că vine. Vine. Vine într-o zi. Când nimeni n-are să știe, va fi aici. Ah, doamna Barboni! Prințule! Ai venit. Doamna Barboni! E târziu, să mergem. Mă simt obosită. Merge îndată, drăguța mea. E bine să știi, prințule, că doamna Argintar s-a arătat de așa nobleț încât nu m-am putut opri să n-o sărut. E confuns pe Aglaia Argintar cu doctorul, stimată doamnă. Eu știam că te-ai dus acasă. Nu. M-am dus puțin tel mai departe, până la general, ca să văd ce se întâmplă acolo și să spun câteva vorbe de consolare cu coniței. Mi-a repetat și mie ce ți-a spus dumitale acum câteva ore când ai fost pe acolo. Trebuie să stea lângă general. La 68 de ani bietul om e gata să depună toate armele. Sau, mă rog, aproape toate, căci s-a hotărât să meargă mai întâi la Viena. Doamna Argintar a găsit totuși răgazul să-mi spună că e contra acestei căsătorii, ca și dumneata, prințule, însă recunoaște că nu este altă soluție. Hotărârea dumitale, prințule, care a fost? Domnul Cantacuzin a ridicat din nume. Eu? Am ridicat eu din nume? Desigur, căci într-adevăr altă ieșire nu este. Da. Bine. Ați ajuns cu toții la cuvântul meu. Eu așa am decretat, că trebuie să se facă o căsătorie. Cu cine? Cu un bărbat. Fără să știe despre cine e vorba, bunica de la adâncat are să se bucure. E adevărat că are să fie singura bucurie, dar eu zic să ne mulțumim și cu atâta.
Acum, iată ce plănuiește doamna Argintar. Primește să facă parte dintr-o comisie împreună cu mine ca să trateze cu domnul Vasile Mazo chestia trusoului și a cheltuielilor, precum și a zestrei Darii. I-am atras eu luarea aminte. Mazo vrea să-și mărite fata, însă, să știi de la mine, asta se va face fără cheltuială și fără zestre. Așa că trebuie să ne dea asigurări. În loc de asigurări, ar fi bine să preferați paralea. Prințule, prietena noastră te roagă să mergi cu noi. Unde? La Mazu. Va fi de ajuns simpla dumitale intervenție. Nu găsesc că e necesar. Nu e nevoie și nu se poate. Dar bună seara, profesor. Să mergem. Bună seara. Bună seara. Acum că te văd tristă și îndrăjită, nu-mi rămâne decât să te rog să te liniștești. De mâine, doamna Argintar, și cu mine începem bătălia. Tu, Daria... Bine, știu. Doamna Barboni, când ne sosește Mazu, să terminăm ceașca de cafea. Mai întârzi el că trebuie să-și facă întâi rondul prin piață pe la tarăbile negustorilor ca să-și încaseze birul. Omul ăsta are boala agoniserii, strânge de unde poate. El e capul tuturor afacerilor din oraș, al tuturor tranzacțiilor necurate din care se poate scoate un profit personal. Și dacă a ajuns el ajutor de primar, se cheamă care pâinea și cuțitul. Păi cine eliberează autorizațiile negustorilor? Cine controlează mișcările sătenilor? Cine își bagă nasul la oficiul încasatorilor comunal și al vardiștilor? E peste tot doamna Argintar și știe să tragă profituri din orice. Am auzit că el aparte și cu casapii și cu hingherii. Uite, parcă-l văd în capul străzii. Unde? Uite, dar nu pare deloc îngrijorat. Se vede că nu știe despre ce e vorba. Da, chiar așa. Vă sărut mâna cu conițelor. Domnule Mazu, văd că se află aici și cu coana doctorului. Asta mă bucură foarte mult. Ce face, mă rog, domnul general? Am auzit că e puțin tel suferin. Ai ceva mai bine. Răspunsul dumneavoastră mă bucură foarte mult. Vă mărturisesc că eram îngrijat. Dar cum e cu putință, domnule Mazu? Din ce pricină? N-aș putea spune de ce, însă eram îngrijat. Domnule Mazu, eu observ că astăzi conversația dumneavoastră e deosebit de agreabilă. Da. Dar sunt mâhnită că nu pot să-ți fiu o parteneră potrivită. Chestia pentru care te-am chemat aici nu-i tocmai plăcut. Da. Asta nu e cu putință. Mă uit la cucoana Frosa și văd că nu-i cu putință. La mine, în împrejurare de față cu cucoane Vasile, eu n-aș putea să te sfătuiesc decât să nu crezi în prognosticurile mele. Vai, care prognosticuri? Anume prognosticuri pe care le-am făcut eu cândva și care pe dumneata te-au bucurat. Vă spun drept cu conițele mele că nu înțeleg mult. Se vede că duminica sunt mai puțin atent decât în alte zile. Nu știu, nu m-ați chemat pentru o binefacere, stimată doamna Argintar? Ba da, te-am chemat, cum spui, pentru o binefacere. Da. Întâi te rog să ne ierți pentru indiscreția noastră. Da, știind că ai hotărât căsătoria Dariei și aflând că ea primește, deși cu destul regret, să se despartă de căminul părintesc, ne-am gândit să alcătuim acest sfat pentru un anumit scop. Copila aceasta mi-a prilejit destule supărări. Sunt mulțumit să-i pot face fericirea. Mulțumesc că ați ocrotit-o până acum. Îmi pare bine cu adăpostiți și-o pregătiți de nuntă, deși nevastă mea se simte întrucâtva jignită. Iar eu sunt destul de contrariat. Da, hotărârea de a se despărți de dumneavoastră imediat a fost luată de domnișoara Daria. Nu mă îndoiesc că a făcut asta cu foarte mare regret, cum spune doamna Argintar, dar caracterul fetei îl cunoști și dumneata. Îl cunosc într-adevăr. Așa încât, acceptând faptele așa cum sunt, e necesar să deslușim chestia zestrei și a trusoului. Da. Asta e dorința iubitei mele fiice, doamna Argintar. Desigur, domnule Mazu, și te încredințesc că este o dorință foarte îndărătnică. Lângă ea stăm noi. Da. În dosul ei stă răzășul de la adâncata, cu procesele lui începute. Da, înțeleg foarte bine. Ei bine, cu conițele mele nu era nevoie de o stăruință așa de mare.
Dacă da. Eu m-aș fi împotrivit, aș înțelege. Dar eu nu mă împotrivesc la nimic. Cum? Zestrea e un drept al fetei, moștenire de la răposata ei mamă. Da, exact. Cele două rânduri de case vor fi trecute cu bună rânduială în foaia respectivă. Da, e vorba și de trusou. Da. Aș spune că acesta este obiectul principal al discuției noastre. E vorba de trusou. Da. Dacă e vorba de trusou, doamna Argintar, atunci mă grăbesc să spun că-s gata să fac orice jertfă pentru copilul meu. Doamna Argintar, mai mult decât atât, vă rog să binevoiți a hotărâ dumneavoastră suma. În marginile acestei sume, las pe fată să-și lucreze și să-și facă tot ce crede de cuvință. Înțeleg că alte întrebări nu mai aveți a-mi pune. Vă sărut mânușițele cu respect adânc. E ceva. Într-adevăr o minune, dragă doamnă Froso. Păi, dar asemenea lucruri... Nu știu, un asemenea lucru nu e absurd decât în aparență. Chiar. Și explicația lui... trebuie să existe. Va fi fiind un drac la mijloc. O fi pus el ceva la cale. Acum să mergem la mine, că ne așteaptă doctorul și Daria. Iar nu peste multe ceasuri vine și orta. Dar nu înainte de a-l saluta pe prinț, care, iată, vine. Doamnele mele. Dragă domnule Lai, sunt dezolată că nu pot rămâne. Avem de încheiat o afacere care a început mult prea bine. Pentru a o abandona, plec cu prietina mea. Dumneata, du-te în salonaș, unde generalul ascultă valsurile tinereții. Când ele se vor termina, poate că vii la doctor, unde te așteaptă mai multă lume. Da, prințe. Pe curând. Doamnelor. Dragă domnule Lai, ne vedem azi a doua oară. Frosa a plecat să aducă lampa aici în cerdac în serarea din obiectă. O te căutai pe doctor? Mărturisesc că nu. Mă bucur că te revăd chiar după un timp atât de scurt. Am stat până acum cu generalul. Ați vorbit? Nu, am vorbit puțin. Am stat și am ascultat. Atunci ai petrecut bine. Da, fiecare a fost atent la muzica lui interioară. Și acum ai venit să afli ce spun două femei. Cum vezi, Daria nu-i aici. A auzit pașii, a făcut o confuzie regretabilă. S-ar putea să aflu. Sigur. E un mare secret. Așteptam pe Mire. Să avem cu dânsul o conferință privitoare la o serie de chestii interesante. Iată că vine Frosa. Iar la poartă, dacă nu mă înșeli, chiar maiorul. Ortachie cu prietenul meu, capitanul Cataramă. Cred că nu greșesc, doamnele mele, afirmând că vin direct de la cea mai celebră crâșma a geografiei mele. Cine e acolo? Păi dacă domnișoara Mazu e aici, eu pretind să ne amânăm vizita pe mâine. Nu ți-ai luat nici... tunica de șremonie, nici mănușile albe. Fii cu minte, capitane, fii cu minte, logodnica mea. Văd că nu ești. Am fost convocat în interesul ei de aceste respectabile doamne. Intră, stai deoparte și tași din gură, stași din gură. Da, uite, stai din să rămânușițele. Bună seara, domnule Ortac. Să rămânușițele. Ai și dumneata, prințule. S-ar cuveni să fie însă și doctorul. Și icoană frosă, deși... S-ar cuveni să fie și doctorul. Așa că sunt sâlită, domnule maior, să te poftesc mai târziu, după masă, ori mai degrabă mâini. Da, înțeleg. Te încredințez, cu coană frosă, că sunt în foarte bună stare. Așa. Și cu mine se poate discuta. Doresc să-ți mai spun că am pus la cale totul, da, totul cu șel în drept cu domnul Mas. Am fost împreună la primărie, am făcut scrisoare, am iscălit act, am dat poliță. În chestii din astea eu nu mă tocmez deloc, sunt generos. Da. Coană frosă, e așa cum spun eu. Dar dacă e numai decât nevoie să vie doctorul, bine. Greșeala mea e că l-am locuit pe Cataramă. Ori poate că suntem amândoi într-o stare de umilință, cum ar spune prințul. Chiar așa, zice, domnule Orca. Îmi cer scuzele mele și mă retrag. V-aș ruga să credeți că întâi
Eu sunt un om de onoare. O să rămânușițele. Bună, bună seara. Bună seara. Plec și eu. Plec și eu. Eu, dragă Frosa, intru repede în casă la Daria. Da, 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 da. Daria! Da. Daria, este nevoie să facem programul zilei de mâine. Da, Aglaia. Vreau ca să fie toate gata înainte de plecarea mea. Să știi că eu am vrut și astăzi să propun o întârziere, dar doctorul Barboni este de neînduplecat. Susține că este în pericol viața generalului. Să știi că îmi pare nespus de rău că nu pot asista la nunta celei mai drăguțe mirese. Dar avem alte sărbători când ne întoarcem. Cu o mai bună dispoziție. Atunci generalul speră să și danseze și te roagă de pe acum să-i rezervi primul vals. Îți mulțumesc, Aglaie. Vreau să-ți spun că am fost martor aproape fără să vreau la scena care a avut loc adineauri. O, draga mea, dar tu nu cunoști bărbații. Să nu te simți jignită. Nu mă simți jignită. M-am fost mirată. Până acum am cunoscut felurite manifestări ale acestei specii de ființi. Prefer un om vesel. Dar ce lucruri triste spui tu, drăguța mea. Ce e în sufletul tău? Ce poate să fie în sufletul unei mirese? Ce poate să fie decât flori și fluturi? Crede-mă, Aglaie, că sunt mulțumită de bărbatul pe care mi-l dă soarta. Încă nu ți-am spus cum a fost prima noastră întâlnire. Da. S-a prezentat destul de ceremonios și mi-a mărturisit că de luni de zile se află într-o stare de mare nefericire din pricina unei iubiri pe care nu nădăjduia să o facă împărtășită. Îmi venea să cred că s-a putut uita cineva la mine. În orice caz, eu nu observasem nimic și i-am spus asta. Noroc că a observat tatăl dumitale, mi-a răspuns ortac. Auzind această veste, n-am mai fost capabilă să dau nicio replică. Asta a fost desigur o prostie. Prostia a fost și faptul că am venit la dumneata să mă tânguri. Drăguț. Da, mi-am pus fruntea și pe umărul Evei și am lăcrămat. E nevoie să mă dezbar de mania asta. Maiorul mi-a dovedit că e și un galanton. Da. La a doua întâlnire mi-a adus flori și o broșă cu rubinuri veritabile. Astfel am primit cel din tâi dar din viața mea. Daria, da. Nu vorbesc de ce am primit de la dumneata și de la domnul Cantacuzin. Ceea ce mi-ați dat dumneavoastră e mult mai mult, e ca o moarte și ca o altă viață. Acest om străin a avut amabilitatea să-mi zâmbească și să-mi prezinte o podoabă de preț. Îmi oferă și un refugiu, cum aș putea să nu-i fiu recunoscătoare. El îmi dă tot ce poate. Eu nu-i pot oferi nimic în schimb. Cum? Tu-i dai tinerețea ta, dragă copilă. Nu-i dau nimic, Aglaie. Nu-i dau, căci n-am niciun sentiment pentru el, mi-e indiferent. Dar dacă ești contra maiorului, Aglaie, ar fi trebuit să mă lași la postul meu de observație. Dar cum? Eu sunt aliata ta. Da, negreșit. Am să adaug însă că din locul meu nu puteam să-l văd pe domnul Cantacuzin. Nici nu o să-l mai văd, căci pleacă și el desigur în străinătate. Hai, nu te supăra, știi cât sunt de răutăcioasă. Vreau să te încredințez că n-aveam ochi decât pentru locotnicul meu. În starea de veselie mi s-a părut mai plăcut decât în cea solemnă. Dar are ceva copilăresc. Și că toți bărbații sunt puțin tel copii. Nu știam asta. Cred că nu toți. Unii sunt prigonitori de animale și de ființi omenești. Da, pleci curând, nu? Poate nu ne mai vedem. Drăguța mea, ce e cu tine? Vino-ți în fire. Cum ne mai vedem și mâini și poi mâini? Ai aici o altă prietină bună. De vreme ce te-ai hotărât, primește viața așa cum e. Da, o primesc. Dar înainte de căsătorie, aș vrea să mă duc la tâncata să-i văd pe bătrânii mei. Oprește-o, Moșerdache. Uite, Moșerdache, uite bulbana neagră, prelungindu-se între stufuri și plăi. Aici veneam cu Emil când eram mici. Plăcea să privim în fundul.
Hai, hai, băi, băiete, hai. Iată, am ajuns. Am ajuns. Bine aici. Sărut mâna. Nu mă mai cunoști, bunică. Dar cum să nu, draguța, mami? Poftim, poftim. Dar da, puteam să nu te cunosc. Tu te-ai făcut din mare și frumoasă. Vini și moșneagul. Eu l-am trimis pe Gligori să-l cheme. Dar poftim, șezi. Ia, așa. Fetița moșului. Asta-i Daria noastră. Ai cunoscut-o, nu? Păi cum să nu? Eu nu stau înfundat în bârloc ca dumneata. Nici nu gem de dimineață până seara. E, bunicule. Eu ies în fiecare săptămână la târg, mă bat în război cu ginerul meu. Așa om dușmănos n-am mai văzut în zilele mele. Că să-i dau o casă. Numai așa lasă copila asta să vadă pe bunică sa. Dar ce i-a venit acu de te-a trimis? S-a îmbolnăvit de bunătate. Ori nu-i mai trebuie proces. M-a mărit, bunicule. Și atunci numai decât am venit să vă spui. Te măriță, hai. Să fie, să fie într-un noroc. Ai zestre frumoasă moștenite de la răposata maică-ta. Angelina, șterge-ți ochii și întreabă mai bine pe nepoată cine-i Mirele. Eu procesul nu-l dau din mână decât lui, după ce i-ar arăta cum și ce să facă. Da, dar și băietoșerul, drăguța bunică. Bunică, bunică, băietul de care întrebi e flăcău tomnatec. Ei, dar asta nu e rău. Și are slujbă bună? A fost major în armată, are moșie în Țarna Mare. A, atunci știu cine e. E Iremia Ortac, da, om vrednic și cu stare. Să fie cu noroc, dobândești marfă frumoasă. Da, da, să-i, să-i piplac? Nu mă întreba asta. Eu atâta știu. Dacă mai stăteam o jumătate de an în casa tatii, trebuia să vă osteniți până la târg ca să mă bociți și pe mine ca pe mama. Amarnicu. Și nu s-a împotrivit? Da, de unde? S-a înțeles foarte bine cu majorul Ortac. Da, logodnicul meu e om cu destul avere. Cred că nu ține să aibă toată zestrea de la mine. Cred că s-au iscărit poliți sau, mă rog, altfel de hârtile. E, și ce-i dacă s-au iscărit? Procesele mele sunt în ființă. Eu nu las nimic. Îi descoper eu șurubăriile lui Mazu. Eu sunt pentru dreptate. Vrei să aibă el de-a face cu Matei de umbravă. Nu, dar însă majorul e om de cuvânt. Lasă că vorbesc eu și cu dânsul. Mă judec de o viață de om. Cunosc eu terticurile târgoveților. Îi iau hârtiile pe seama mea. Dacă o trebuie, aduc martor și dovezi. Și mă judec cu Mazul până lui istovi. Bunicii mei bunici, la voi toate sunt bune și frumoase. Când viu aici, la adâncata, parcă mi se întremează sufletul ca după o boală. Păi șezi la noi mai mult. Draga mai, drag. Spune-mi doar când ai hotărât nunta, ca să mă pregătesc să vin și eu acolo cu baba. Dăducuțe, a sosit droșca ca să vă duc la oraș. Mulțumesc, moș Iordache. Ia că aveți și un buchet de flori. Trandafir târzi, cine ți l-a dat? Cucoana domnului doctor. Ce face cucoana domnului doctor? Ce să facă, ducuțe, bine, bine. Și cucoana domnului general? Bine și e, bine. Se cheamă că a plecat cu domnul general. Dar prinț? Apoi prințul se cheamă că a plecat mai întâi și mai întâi. El a plecat în astă dimineață și domnul general și Coana au plecat seara. Da, bine au făcut că au plecat, moșule. Și domnul maior ce face? Păi și să facă ducă, ce să fac? Bie cafe cu Coana doctorului și dumneai îi cântă de jale.
foarte frumos. Spune-i domnului Maior că-i mulțumesc pentru flori. A, nu, 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 stai, ducuți, stai. Păi nu, că trandafirii sunt din altă parte. Trandafiri galben. I-am zărit prin ferestrele cele mari ale prințului. Dar și-i, Daria? De și plângi? Uite, ia buchetul ăsta de flori. Nu-mi trebuie. Și-s hotărâtă, bunicuță. Mai hotărâtă decât oricând. Plec chiar azi ca să-l văd pe logodnicul meu și să-i spun că sunt gata să-l urmez în fața legii și a oamenilor. De gustări și paharele. Nu știa că venim după vânătoare aici? Hai, o lecuță, repede! Hai, gata cu toate, venim îndată! Hai, 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 repede! Îmi place rânduiala de la Țarna Mare. He, he, he. Așa, așa, aici, aici, hai, pune colea, pune colea. Hai. Îmi place mai ales să constat cum se răspunde râcnetelor dumitale de stăpân Maior Ortac, ceea ce dovedește că în zadar încerc să fii fioros. Am dreptate, Agapie. Așa-i, așa-i, prințule. Nu uita însă, cu toată inima lui bună, maiorul nostru știe să-și pălească. Altfel n-ar fi așa de bun rachiul și slăninuța. Slăninuța ar fi cu totul altceva decât este. Rachiul excelent, slăninuța minunată. Toate sunt bune, prințule, pentru mine însă ar mai avea nevoie de ceva. Le lipsește puțină sare. Ori dacă vrei domnia ta, puțină groșeață. Lasă-o, statul Irimie, pentru a nu umili cea mai plăcută jumătate de șasa vânătoarei, când se consumă o mâncare gustoasă și să beau trei pahare de vin fără asemănare cu altele. Să-l ascultăm pe capitan și să așteptăm cafelele pentru a ne întrista. Acum pot să vă spun, nu știu când mi s-a mai întâmplat o poznă ca aia asta. E că? Am scăpat patru iepuri, unul parcă. Da, patru iepuri, patru. Ce mai întâmplă? Astea-s fleacuri, prințule. Eu cred că maiorul vorbește de un vânat mai mare și mai primejdios. Într-adevăr, se împlinește o vorbă înțeleaptă. Cum și-o face omul singur, nu-i face nici dracu. Vă rog, domnilor, să binevoiți, am comunicat dacă e vorba de o enigmă pe care mi-o propuneți ca să o dezleg și dacă dezlegare e însoțită de un premiu. Enigme, aici, în acest loc, știți vorba mea favorită. În acest loc unde nu se întâmplă niciodată nimic. Când m-am întors după 6 săptămâni, nu mi s-a părut să descopăr în urbea noastră niciun grăunte de neprevăzut care să modifice mersul stihiilor. Oamenii își primesc acum ca și înainte destinul cu fruntea plecată. Ochii pe care i-am reîntâlnit au o răceală de mlaștină în care putrezesc trandafirii toamnelor. Sau poate mă înșel, sau poate n-am puterea să pătrund dincolo de aparențe. Da, luați cafele, luați. Care este enigma dumitale, domnule Maior Ortac? E, prințule, cred că nu-i nevoie de mare ajerime ca să înțelegi și să petreci cu mine. Uite, eu am socotit să-mi îndulcesc viața. Și în fiecare zi simțesc în mine un gust de otravă. Dar ce este, mă rog? Nu ești fericit în căsnicie? Cum pot să fiu? Nu știu ce-i șernea ta, domnule Maior. Eu ți-am văzut casa de la târg, unde v-ați așezat frumos, o rânduită și înflorită. Până asta e tânără, am văzut-o zâmbind, friptura nu-i arsă, păi cafeaua e bună. Să înțelege că nu mi-am schimbat bucătărea sa. Zâmbetul-i plăcut pentru dumneata, dar eu n-am și faci cu zâmbete silite și... Ascultă, prietene, eu nu ți-am vizitat ca domnul Agapie Catarama casa. Dar eu o cunosc pe acea persoană distinsă care este acum doamna Ortac. Am înțeles că are pentru dumneata stimă și întrucâtva recunoștință. Cred că ceea ce-i pretinzi în plus nu se poate obține cu metode
violent. Vai de mine. Natura ei se împotrivește la așa ceva. Vai de capul meu, dar nu-i pretind nimica și nu întrebuințez nici o metodă violentă. Nu, dimpotrivă, cred că sunt mai blând decât toți miei oilor mele. Sunt gata să intru în toate voile, mă uit în ochii ei și caut să înțeleg orice semn și orice dorință. De atunci are motive să fie mulțumită. Știu, însă eu văd că nu-i mulțumită. Nu-i mulțumită. Nu-i pot reproșa nici că ar manifesta vreo respingere, nu. Însă nu mi-a fost greu să observ că i-am dă dreptul meu de sos cu indiferență, ca și cum eu aș fi de lemn. În primele zile poate m-am înșelat, ori poate s-a înșelat ea. Însă acum nu mai pot avea îndoială. Eu, prințule, eu sunt un om drept și cinstit și nu mă pot preface. Dacă sufăr, apoi eu trebuie să gem, da? Da. De aceea mă mărturisesc unor prieteni. I-am spus și ei cu delicatețe, cu delicatețe. Da, 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 într-adevăr, cu delicatețe și cu două pahare de cristal sfărâmate. Da, Capie, da, da. Cu toate acestea am fost delicat. Să nădăjduim, maiorule, că la viitoarea noastră partidă de vânătoare vei avea numai lovituri fericite. Nu, prințule, nu e aia. Da, da, asta nu, este, nu, asta bine, este. Bine, asta este. Dacă voiți dumneavoastră, asta este. Totuși, poate fi. Da, 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 da. Și când domnia ta va termina cele două bucăți de friptură pe care le și văd pe tavă, fă ca madama Ileana, zăița invizibilă pentru noi, să mai slobozească prin aceste două ajutoare tinere și negricioase ce ne stau în preajmă un rând de cafele. Apoi e timpul să ne îndreptăm spre casă. Da, e timpul, prințule. Da. Eu. Și vă citești? Mhm. Ah, citești. Bine, mă întorc îndată. Bine. Oh. Sunt eu. Ai nevoie de ceva? Nu. Nu am nevoie de nimic, nu. Nu sunt gata numai decât și vin la dumneata. Ai stat acasă toată după amiaza? Desigur, ploua. Te-am așteptat. Da. Atunci a fost pe aici doamna Barboni. Da. Dacă nu venea, te duceai dinata la dânsa. Într-adevăr, așa este. Dar nu-mi săruți mâna? Ba da. Ți-a adus vreo veste? Nu mi-a adus nicio veste. Vestea... o am din altă parte. De unde? De la tatăl meu. S-a oprit o clipă pe la noi ca să-mi amintească de scadența unor anumite poliți despre care presupune că eu nu știu. N-am avut deci ce răspunde și am tăcut. L-am lăsat să se ducă. Îți atrag atenția, Irimie, să nu faci nimic până ce nu întrebi pe bunicul de la adâncată. Tatăl meu a avut obligații și are de dat socotei. Da, bine, o să fac cum spui. Însă domnul Mazu țipă tare. De ce te miri? Crezi că n-am de ce să mă mir? E tatăl dumitale. Dar fi trebuit să te miri când te-a pus să-i scălești polițele. Și știi dumneata, de noi au fost alte afaceri. Ba, a fost afacerea pe care o știu. Totuși, împotriva dumitale n-am nimic. Eu văd totuși că ai ceva. N-am nimic. Aș fi dorit să fie însă ceva, să nu mă simt așa de nenorocit. Darie. Sunt așa de vinovat. N-ai nicio vină, Irimie. Îți sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut. Pentru tot ce ai făcut. Eu însă vreau altceva decât recunoștință. Dar, Lasă, nu. Mă duc să poruncesc Ilenei să pună masă. Mai stai aici. Bine, mai stau. Bine, da masa. Care masă? Ce masă? N-am nevoie de nicio masă. Și îmi trebuie mie masă. De masă sunt sătul. Masă îmi trebuie mie.
frumos. Totuși trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Știu, părinte, că nu mai mâncați. Am adus cărintea cu lapte. Bine, Ileana, bine. Puteți să vă duceți să vă culcați. Da. Așa. Așa, desfăcută de lume și întristată de moarte. Mă întorc la cărțile mele. Câtă singurătate. Ce blândă singurătate. Cine o fi? Cine poate? Tu ești Emil? Hai, vin! Vin, vin! Hai, Emile. Hai, vin. Vin, stai jos. Poate vrei să mănânci ceva. Nu mi-e foame. Am văzut că n-ai venit la doctor. Dar astăzi e miercuri. Eu știam că ai obiceiul să vii joi. Dar a fost pe la mine cu Coana Frosa și nu mi-a spus nimica. Nu ți-a spus că eu am ajuns în urma ei. L-am găsit numai pe domnul doctor și am arătat că iarăși încep să am neliniștele mele cu visuri negre. Emile. Mi-a spus doctorul că dacă văd în vis, gândați să vin. Numai decât. Atunci bine ai făcut că ai venit. Da. Mi-a dat doctoria. M-a ținut la el 2 ceasuri în care timp te-am așteptat. Știu. Dar m-am ieșit și m-am gândit să plec la adâncata. Însă ploua, m-am dus numai până la moara de devale. După cum știi, sunt prieten bun cu morarul cel bătrân. Da, Emile, da, știu. Știu, Emile. Când m-am întors, în toamna asta am tras la el. Mă cunoaște de mult, de când îmi da luntrea să mă duc la plăvii. Eu nu îmi dibaci. Pe el l-am trimis să afle dacă trăiești. De la el am aflat că te măriți și atunci m-am ținut ascuns. Știu, Emil, știu, mi-ai spus. Făceai bine dacă te arătai chiar de atunci. Eram singură, mireasa cea mai tristă. M-am dus la bunici, departe de prefăcătoriile Aglaiei și de prezența zvelta a unui cavaler fără nerv. Tu nu-i știi. Mai bine. Mai bine. Și acolo, după 2 zile, a venit Moș Iordache cu droșca să mă ia. Aducea și un buchet de trandafiri târzii. Trandafiri galbeni. Așa cum numai odată mai zărâsem înfloriți între cele 2 ferestre mari ale domnului Ilarie. Plecase și el. Deci, nu mai avea niciun rost să mă gândesc la proiecte care se amână sau se rup în împrejurări nebănuite. Totul se întâmplase cum era hotărât dinainte. M-am întors atunci cu Moș Iordache, privind cu dușmanie drumul de dinainte, adică necunoscutul. Așa că, dragul meu, făceai bine dacă te arătai chiar de atunci. Și m-am dus la morar și când am ajuns s-a întâmplat să se întoarcă asupra iazului zile de vară. M-am bucurat că atunci când fugeam de acasă, după ce mă bătea, mă sculam ca de pe moarte și fugeam la morarul cel bătrân. De acolo ajungeam la adâncata la bunici, dar ei nu se bucurau când mă vedeau. Și acum bunicul zice să mergem să ne judecăm. Cu cine? Cu dânsul. Așa îmi spunea și mie când m-am dus la ei înainte de nuntă. Așa că am ajuns pe vreme frumoasă. Mi-am alcătuit undiț, am luat ciobaca și m-am dus la plăvii. Acolo este un loc al meu pe care nu știe nimeni. Pun undița de știucă într-un cotlon între stufuri. Și apoi nu trece multă vreme și vine o știucă. Intră pe porțile cele mari și vine drept la o cheană din cârlig. Totdeauna acolo prind o știucă de care se bucură morarul. O vinde
și cumpără băutură. Care porți, Emil? Despre ce porți vorbești? Vorbesc despre ce este. Tu nu știi că eu am stat, m-am uitat la adâncimea bălții și am văzut ce se află acolo. Ce? Acolo, în fund, când e luciu lind, se văd stâlpii porților și urma zidurilor. Între stâlpii acelor porți e loc slobot și lumină. Pe acolo poți intra și trece pe tărâmul celălalt. E răsfrângerea stufurilor. Ascultă-mă, ascultă-mă ce-ți spun. Acolo se duc și cufundarii când dispar de pe luciu. Așa că dacă mă dau la fund până la porți și trec dincolo, am ajuns într-un loc fericit. Fericit? Te-ai gândit tu la asta? M-am gândit când prindeam pești pe plăvie. Trebuie să spun de ce am venit. Când mă coboram spre iaz, în colț cu ulița primăriei, m-am întâlnit cu dânsul. Cu cine? Cu dânsul. Eu am socotit că nu mă cunoaște, dar el m-a cunoscut. Știi tu, Daria, cum s-a uitat la mine. Grozav s-a uitat cum s-a uitat altă dată. Însă eu nu mai tem de dânsul. Am râs și am cotit pe altă uliță. El s-a luat pe urma mea, m-a oprit și i-am spus să nu te iei după mine. Atunci m-a lăsat, iar eu m-am dus către mare. Dar m-am întors să-ți spun. Nu ți-a vorbit nimica. Ba da, zicea că sunt un blestem pentru viața lui. Când l-am auzit grăind, așa m-am bucurat. Se teme de mine că-l rușinez. Acum mai dau pace, după cum mi-ai poruncit tu. Însă deși m-am ferit să nu mă vadă, acum știe. Nimica, hai liniștește. Nu, mă, sunt liniștit. Hai să stai o săptămână la adâncata și n-ai să te mai arăți, bine? Dar doctorile... Ți le trimit acolo, Emil. Moșneagul zice să ieșim împotriva lui cu proces. Mi-a spus și mie, mi-a spus, dar să mai aștepte până ce te faci tu bine. Hai. Dacă spui tu, te ascult, însă... Hai, Emil, stai liniștit. Numai până când ai să vie timpul. Hai, o să fie și... O să vine timpul! Niștește-te, Emil! Emil! Și nici pe singură negură asta! Nu mișcați! Lasă pușca! Lasă-i fratele meu, Emil! Emil, arunca asta, vină-o pace! Emil, ce-i cu tine? Vină, ajută-mă, omule! Măi, copilă! Uite pe terasa cofetăriei lui Iosef. E Daria. Daria? Ce strălucire. Parcă ar fi menită unui destin neprevăzut. Oh, crezi? Daria, dar nu înțelegi ce își optești la ureche. Nu mai râde. Bună ziua, domnule Cantacuzin. Bună ziua. Ai spus ceva, Irinie? Bună ziua. Da, a trecut prințul, l-am salutat. Mă mir plimbarea lui pe partea cealaltă. Sau cum că a venit din străinătate uitat. L-am văzut, dar nu e nicio nenorocire. Oricum, mersi pentru savarină. Am stropit-o și cu puțin rom. Mersi de dor. Eu mai comand un coniac și după aceea ar fi mai bine să ne ducem pe la casele noastre. Desigur, doctorul și cu Frosa se duc la casa lor și noi ne ducem la dânsi. Da, vă așteptăm. Nu știa mai asta și nu cred. Hai, ba să crezi, suntem invitați la masă. Bine, dacă se face plăcere, n-am nimic de zis. Poate
să zică dumitale nu-ți face plăcere. Ba da, cu coană frosta, ba da, îmi face, însă nu știam. Nu face nimic, deocamdată ești în anul de robii, da? După aceea ai să bazi din Chișor și ai să faci cum îți place. Hai, nu mai râdi, nu mai râdi. Veni să omorâm amărăciunea acestui tânăr nepot ce stă cu noi alături. Să-i o mâncăm și să-i o bem. Nu pricep, nu pricep. Hai să pricep când ți-ai spune că dumnealui, domnul Alexandru Mărcuș, nepotul meu, ce nu scoate o vorbă de câteva ceasuri, crede că are tot dreptul să o socotească nefericit. Aseară a fost nunta Evei cu un văr de al doilea din Galați. Știi bine asta că și te-ai prezentat acolo și dumneata cu Daria, e? Dacă trăiești încă și nu s-a dat cu capul într-o fântână, nu-l putem socoti așa de nefericit. Nu-i așa, doctore? Lăsați omul în pace, îl iau sub protecția mea. Asta era Daria. E băiat. Dumneata, maiorule, crezi că e o glumă? Eu găsesc că și aici s-a întâmplat bietului băiat, noi din râs. În dragoste. Ba, sunt dați voi să nu fiu prea supărat. Asta e boală care se tămăduiește. Mai ales dacă doamna Ortac mă ia sub protecția sa. Da. Acum că vorbiți nepotul meu și-l trist, să mergem. Doamna Ortac, aveți un bilet urgent de la doamna Aglaia Argintar. Așa, dar mă cheamă fără întârziere la dânsa. Sunt lucruri care scrie aici, nu suport amânare. Dar mă voi duce pe acolo, spre sară. Daria, draga mea, ai venit. Ce bine, ce bine. Am atâtea lucruri să spun. Și generalul vrea să te salute. L-a impresionat acolo pe terasa cofetăriei. Da, lasă să lăsăm pentru mai târziu lucrurile delicate. Mie mi se pare ciudat că prima veste pe care am auzit-o când am ajuns acasă a fost privitoare la chestia pe care eu o lăsasem la plecare. Dar care chestia? E chestia aranjamentului între Mazu și Maior. Draga Glaie, dar aceasta e o simplă afacere între doi oameni. Ce interesează pe ceilalți? Ei, știu, ai dreptate, însă lumea vrea să cunoască semnificația unor anumite poliți. Toată dărnicia domnului Mazu, de care aproape noi ne-am speriat atunci, se datorește maiorului. Crezi, dragă prietină, că-mi face plăcere să ascult asta? Spune-mi mai bine, cum ai petrecut la Viena? Povestește-mi în ce direcție v-ați deplasat. Asta, că avem să vorbim și despre asta, dacă te interesează, da? Ceea ce ți-am spus eu acum nu este ca să te tulburi, ci ca să te liniștesc. Celor care se ocupă prea insistent de afacerea asta, le-am făcut, fi sigură, rugămintea să o lase pe seama interesaților. Justiția, cu ajutorul bătrânului Mihai Dumbravă de la Dâncata, va clarifica totul. E adevărat, bătrânul va pune rânduială și vorbele vor trebui să contenească. Nu, draga mea, vorbele nu contenesc. Căci Vasile Mazu are micile lui afaceri și în altă parte. Laica Antacuzin are dreptate. Nu-i nici satisfacție, nici onoare să ai relații cu domnul ajutor de primar. Dumneata, dragă prietină, crezi că din pricina asta am rupt eu legăturile cu tatăl meu? Afacerile lui personale mi erau cu totul străine. Făcând reflexia aceea, cred că domnul Cantacuzin nu s-a gândit niciun moment la mine. Ei, poate că nu. În fine, sunt pentru asta alte momente mai potrivite. Da. Îmi închipui că prietenul nostru s-a hotărât să-și facă o confesiune generală, nu? A avut un confesor plăcut care s-ar cuveni să fie și înțelegă. O, dar este, draga mea, este. Dacă este, nu-mi explic picăturile de otravă care mi se servesc. Ei, dragă fetiță, iartă-mă. Eu nu sunt neliniștită dinspre partea lui Cantacuzin. Știu să descifrez ceea ce este între el și mine. Aș voi să înțeleg ce rost are aerul de rezervă și oarecum de ostilitate ce îl arată altcineva după întoarcerea lui din călătorie. Eu l-am văzut nervos și cred că din pricina asta. Dar care rezervă? Care ostilitate? Dacă profesorul se simte jignit cumva, sunt gata să-i dau toate explicațiile și să-i prezint toate scuzele. Eu sunt complet străină de asemenea lucruri. Viața mea, Aglaie, s-a pecetluit definitiv în preocupări de altă natură. Pot mărturisi ceea ce ți se va părea de necrezut că sunt mulțumită cu Ortac. Natural, am fost obligată să cobor cu mult mai prejos de nivelul pretențiilor mele de altă dată, dar se pare că viața ne obligă pe toți la asemenea concesiuni, nu? Așa că nu înțeleg care rezervă și care ostilitate. Când și cum ți-a comunicat domnul Cantacuzin asta? Dar nu-i nimic, dragă prietină, nu fi agitată. A fost desigur o părere. Hai să vezi pe Cantacuzin și ai să explici. E cu condiția să fii și dumneata de față. A, nu știu dacă e nevoie să fiu și eu de față. Se va vedea atunci dacă nu sunt deprisos. Da,
Adevărul e că deprisos pare a fi numai această prietină care se grăbește să te îmbrățișeze și să pleci. Ce faci? Nu mai stai? Nu. Uite, vine generalul. Vine generalul să-ți sărute mâna. Iată-l. Da. Mă grăbesc să adresez omagii unei atât de seducătoare, doamne. Domnule general. Pretind apoi să nu se uite drepturile mele vechi pentru sara balului, adică primul vals. Dragă domnule general, eu nu uit niciodată nimic. Nici eu. Așa că ne vom revedea la serata care se dă în onoarea dumitale. Cred că s-a fixat definitiv. Săptămâna viitoare, ultima zi a lui noiembrie. Ta ești tata? Da. Dar ce poftești? Cred că ar fi tare potrivit să vorbești cu maiorul. Numai decât. Dar de ce numai decât? Tare bine ar fi să vorbești ca să-l convinzi să onoreze niște poliți ce se află în mâna mea. Dar chestia asta nu mă interesează. M-a socos să te intereseze, drăguța mea. După cât te aud, se amestecă aici bătrânul de la adâncata. Și atunci să știi, mata, că se pornește aici un proces ce poate provoca scandal. Moșneacul ăsta mă urmărește cu îndrăgire. Acum și-a adus și nepotul. Îl pune și pe ăsta împotriva mea. Numai că băietul nu e major, așa că am să cer autorităților să mi-l predeie. O să am eu grijă de el. N-ar fi mai bine să vorbești singur cu maiorul? Nu, nu, mai nu. Ia ca bine. Ce nu e mai bine să plec? Ia te uită. Tocmai plecam. Ia te uită, domnul Mas. Da, da, da. Ce cauți aici? Păi, și zici moșnul, bravo, îl găsim tocmai când vorbeam de el. Ar fi fost mai potrivit să se înfățișeze la proces. Eu plec, mă înfățișez eu și la proces. Când? Este vreme, este. Am plecat. Eu nu vorbesc de judecata de apoi. Eu vorbesc de judecata oamenilor. Ca să dai seama de paralele muncite de răzești pe care le-ai pus în două case. Ce? Din acest stârgea careturile lor. Să dai seama de câștigul chiriilor pe care nu le-ai întrebuințat în folos. Lăsați-mă să plec. Să dai seama de zestrea în bani și lucruri pe care am dat-o în mâna pe tine. Pe care ai pus-o biata de ea în pământ înainte de vreme. De un copil sărman și bolnav pe care l-ai asupra. Prince l-a izgonit în lume ca să-i moștenește. Lăsați-mă, pace, vreau să plec. Ia stai, ia stai. Nu cumva ai venit, domnule Mazu, ca să-ți încasezi polițele? Ba, tocmai pentru asta. Mă bucur foarte mult, foarte mult. Și sunt la dispoziția dumitale. De îndată și-mi pui în mână zestrea și socotelile de care vorbește bătrân. Așa. Apoi de o lună și mai bine am aflat eu de la negustor, de la meseriaș și de la slujba și de la el meșterești dumneata prin târg. Și cum îi șefuiești de parale? Până acum nu m-am interesat, ea că acum mă interesează. Cu dreptul meu scris în poliție și cu legea în mână, n-am avut teme de nimeni. Nu! Apoi să te tiri! Lasă-le, pământul! Lasă-le, tiri! Ieși afară, să ieși afară, câine! Nu știu ce se întâmplă! Să fii mai plin pe aici! Despre toate astea au vorbit la proces! Emil? Emil, poți să ieși din ascunzătoare, hai! Am auzit tot, e frig! Dar liniștește-te, Emil! Că ți-am spus, n-avem scăpare! O să ne urmărească și în gaură de șarpe! Numai acolo, dacă intrăm prin porțile acelea, în iaz, acolo nu mai este niciun dușman! Dar tu nu știi ce vorbești! Hai să vezi, asta e singura noastră scăpare! Și pe tine te-au înșelat, te-au mințit! Ce viață am și-l să trăiești! Taci odată! Hai, lasă-mă acum, lasă! Hai! Acum trebuie să mă îmbrac, să mă fac frumoasă. Trebuie să merg la serata doamnei Argintar și a generalului. Iată și pe duconul Laica Antacuzin. Nu cumva îți cauți eleva, prințule? Chiar acum a intrat cu noi și-a lăsat mantila în cabinetul doctorului. Acolo e un loc de refugiu când avem dureri de cap. Am zărit-o pe doamna Ortac. Nu părea să aibă nevoie de un refugiu. Nu-i așa? Ai observat și dumneata, nu-i așa? Apariția i-a făcut senzație. I-a văzut lumina din ochi. Doamne, cer îndeplinirea unui vechi contract. Da. Primul vals al balului. Așa. N-ați uitat de sine. Nu v-am mai spus, nu uit niciodată nimic.
Sunt fericit că mi-ați acordat aceste câteva tacturi. Domnule general? Mă închin în fața cele mai gentile ființe. Ah, profesorul meu. Da, profesorul dumitale dezolat că nu te-a putut saluta mai curând. Da, sunt bucuroasă să-l văd și mai târziu. Să nu fi mirată dacă îți declar că am întreprins o adevărată urmărire. Cred, e obișnuință vânătorească, nu-i așa? De ce ești răutăcioasă? Nu găsești? Glumesc. În orice caz, vânătorul devine victimă. A, domnule Cantacuzina, asta nu e în firea lucrurilor. Dacă s-ar întâmpla altfel, n-ar fi nimic de mirare. Nu știu la ce se gândește profesorul meu. Bănuiesc că poate să-mi ceară o explicație, nu? Nu-i aici locul și în orice caz ar trebui să-i cer eu lui întâi una, nu-i așa? Dar el? Nu m-a întrebat. N-am vreme deocamdată decât să-ți mulțumesc pentru florile pe care mi le-ai trimis înainte de plecarea dumitale. Deci înainte de nunta mea. Au fost cumva flori de înmormântare? Cum poți crede asta? Nu cred nimic. Văd numai venind un inamic al dumitale, adică partenerul meu de dans, domnul Alexandru Mărcuș. Îmi dai voie? Te rog, doamna Ortac. Mărcuș, dar e cea mai frumoasă pereche din câte pot fi. Domnule Mărcuș. Domnule Mărcuș, nu mă privi așa. De ce? Pentru asta e nevoie să fim singuri, nu? După dans, eu trec pe terasa dinspre grădină. Dumneata, fi bun și adă-mi din cabinetul doctorului Antila. Voi fi acolo. Da. Știi, doctore, că fata asta în stare să facă o prostie. Tot ce se poate, Froso, dragă. Văd, Rudi, că vorbește înțelept ca totdeauna și lași lucrurile să meargă singure. Dar eu, ca și sora mea Agat, avem obiceiul să stăm câteodată împotrivă. Ei, dumneavoastră aveți totdeauna dreptate. Lăsați-l și pe băieți să aibă o dată. Dar nu-i vorba de băiet, Rudi. E vorba de dânsa. Ea așteaptă poate palate încântate și nu poate găsi decât o ogradă cu porțile căzute. După ce trece de purcei și viței care pas, dă peste sora mea. E în stare să bată din fișor și să ia pe băiat de urechi. Eu socot că-ți faci nălucă și nu poate să se întâmple nimic. Dar nu i-ai văzut ochii? Vorbesc de ochii ei, ai văzut? Nu, îi cunosc pe nepotului tău și mi te-a ajuns. Of, Rudi, Rudi! Da, ia, am crezut că mai vii. Îmi aud decât un glas dulce, Daria. Daria. Nu. Atunci, ce voiai să aud? Trec pe sub cerpase. Se eliberează înspre mările de la miază zi. Ai fi în stare să faci ca ele? Desigur, căci îmi ești tare dragă. Ai putea să mă iei și să mă duci împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu. Uși, Daria. Sau poate mai întâi și mai întâi ar trebui să ne vedem unde ne putem întâlni singuri. Asta ar fi foarte potrivit. Nu-i așa? Însă eu aș vrea mai degrabă să ne suim sus și să zburăm ca paserile sălbatice. Daria, Nu, te rog, du-te. Vreau să rămân singură. Ești singură aici? Spune, doamnă. Desigur, nu pe mine mă așteptai. Dumneata ești, prințule. Totuși să știi că te așteptam. M-a trimis doamna Barboni. Nu pot să te ascund că mi-a dat a înțelege și unele lucruri cu totul neprevăzute pentru mine. Nu se pare că debutez printr-o dezamăgire. Poate mă înșel? Nu te înșel, domnule Cantacuzin. Însă nu e întâia. Aș putea să-ți declar că nu înțeleg tocmai bine, ori n-am auzit bine? N-ai auzit bine și ai înțeles? Ceea ce s-a întâmplat acum o clipă nu-i nimic.
Poate am prevăzut eu însemn totul și e mai bine că e așa. Faptul poate avea și o altă explicație. Dumneata ești un om fin, nu? Și bănuiesc că nici acum nu ți-au scăpat vicleniile unei biete femei. Întâia mea dezamăgire a fost atunci când m-a respins cel pe care l-am iubit totdeauna. Dragă mea copilă, să fie oare cu putință? Este cu putință și dumneata ai știut. Foarte ciudat. M-aș înșela pe mine însumi dacă aș spune că am știut. N-ai știut, ai fost sigur. Da, se poate, însă împrejurările nu mi-au îngăduit să deslușesc bine ce era între noi. N-ai vrut, domnule Cantacuzin, o singură dată. Mi-ai vorbit de jurnalul dumnitale și dintre acele notații pe care le numeai ecouri ale tristeței, adică ale vârstei, forme de a învinge marasmul anilor, mi-ai făcut cinstea de a-mi spune doar una. Nu o pot uita. Cu vorbe și cu imaginație poți muri mai ușor. Așa scriai, nu? Da. Se pare că amânările și meditația să-ți fi adus multă liniște, dar unele nemulțumiri și nedumeriri și-au ridicat în sus capetele lor de șarpe. Așa-i? Se poate și asta. Viața ne supune la obligații de multe ori crude. Da. Dumneata ești destul de ageră ca să înțelegi că mi-era imposibil atunci să accept situația ce mi se oferea. Un gest al meu cerea să fie urmat de o legitimare. Da. Era cu neputință. Nu mi-ar fi displăcut să deslușesc în favoarea mea frazele nedeslușite, reticențele și tăcerile ce au stăpânit vizita aceea bizară din seara cu ploaie. Îți amintești? Mi-amintesc foarte bine. Zâmbetul dumitale era greu ca o apăsare de plumb. Ce puteam face? Ființa dumitale de atunci, numai tinerețe și dorință, se învăluia în umbră ca un spectru. Parcă și lumina lămpii se micșorase desnădăjduit. Vorbe și imaginație, profesore. Când te-ai dus să deschizi frosei, ce ușurat ai respirat când s-a auzit bătaia ei în ușă. Parcă te gândisei că ar fi putut să vină altcineva, nu? Am avut timp să mă apropii de pian și să întorc spre zid fotografia doamnei Argintar, ca să nu se mai vadă în cameră. Ce rost avea însă. Cu înfiorare ca de frig am pus-o imediat la loc. De pe peretele din fund mă priveau și îmi zâmbeau părinții dumitale, vornicul și vorniceasa. Puteam eu oare să mai răspund acelor priviri și zâmbete din vechime? Erau și alte piedici. Cu tot ce s-a întâmplat, sunt convins că și dumneata ai putut citi în mine. Ceea ce a fost, există încă. Aș putea spune că n-am avut încă pentru nimeni un sentiment asemănător. Vrei să spui că mă iubești, domnule Cantacuzin? Asta o știi de multă vreme. Și vrei să spui că acum se pot găsi acomodări pentru situația noastră? Vai, prințule, atunci tot ceea ce am clădit în jurul profesorului meu, pe vorbele lui, toată acea noblețe a vieții spre care aspiră exemplarele rare ale umanității, au fost povești pentru simplicitatea mea? Nu, nu au fost povești, sunt principii sacre. Noi însă suntem oameni. Oh, dar nu înțeleg bine. Auzi? Ia, uite, pleacă păsările. Bine să fie așa. Dar poate să nu mă supun. Ce vrei să faci? Ce fac rațele sălbatice? Nu căuta să înțelegi numai decât această prostie. Fiind mai încredințat că nu te-am iubit decât pe dumneata. Atunci putem pecetlui un tratat de înțelegere? Putem. Mă retrag, Daria. Cine e? Tu ești Emil.
Ce este? Ce s-a întâmplat? Da. S-a întâmplat ceva? Da, da, s-a întâmplat. Ce? După ce a ieșit, s-a dus la deal cu femeia lui și eu am așteptat. Așa. Am vrut să te văd și să spun că mă întorc la adâncata la bunici. Da. Dar am știut care să vină înapoi. Cine? El! Și? A venit așa cum am mânuit. Atunci a venit asupra mea cu bățul și m-a poruncit să plec, să dispară. Altfel mă dă pe mâna judecătorilor, pentru că zicea că m-am unit cu dușmanul de la dâncata să-l fac de râs în fața lumii și să-l sărăcesc. Vorbea și mă împingea cu bățul. Și când a venit asupra mea, i-am dat o lovitură scurtă în ochii mei, în gândul cu arătătorul și cu inelariu. A strigat odată răgușit și a căzut. Vino. Vino aici. Vino în fetușele de lilieți. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? S-a lovit cu tâmpla de piatră. Uită-te la el, abia mai răsuflă. Poate să rămână betat pe viață. Ce-ai făcut? Asta am făcut. Ascultă bine. Nu mai sta aici. Nu? Chiar acum te întorci la adâncata. De ce s-a întâmplat acum așa aici? Nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, auzi tu? Nimeni. Nimeni. Și după ce ajungi la adâncata, te odihnești și pleci. Unde? Unde mi-ai fost? Nu-ți aduce aminte de povestea de demult când am hotărât să ne ducem amândoi în lume? Ăsta e blăstămul copiilor fără mamă. Nu mă duc singur. Vin și nu eu după tine, Emil. Însă tu du-te întâi la adâncata. Hai, du-te. Nu, stai, nu te duce singur. Stai, nu mă lăsa aici. Am să merg și eu cu tine. Du-mă cu tine, nu mă mai întorc. Fan, teatru radiofonic. Daria, am ajuns la iazul de care ți-am vorbit. Ne dăm la fund până la porți și trecem dincolo spre locul fericit. Nu ne mai găsește niciun pământean. Vin. Numai eu știu să te duc din departe. Daria, lunecăm cu ochii deschiși. Pe urmă, când ajungem, închidem ochii, ne punem tâmpla pe brândiș și ne odihnim. Ne odihnim. Hai, ți-e frică? Hai. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Hai, vin. Ați ascultat Locul unde nu s-a întâmplat nimic sau Târg Moldovenesc din 1890 de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Distribuția a fost următoarea: Lai Cantacuzin, Alexandru Repan, Daria Mazu, Mirela Gorea, Aglae Argintar, Gina Patrichi, Generalul George Constantin, Frosa Barboni, Dorina Lazăr, Rudi Barboni, Constantin Dinulescu, Grigore Mazu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Maiorul Ortac, Corado Negreanu, Capitanul Cataramă, Dan Damian, Matei Dumbravă, Nicolae Lucian Botez, Bătrâna, Mia Macri, Emil Mazu, Dan Condurache, Moș Iordache, Mihai Mereuță, Alexandru Mărcuș, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Mihaela Gagiu, Sergiu Demetriad,
Violeta Berduc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Lucian Constantinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.